Elit Mezeluri cu gust desăvârșit îți prezintă emisiunea Meriți. Rămâi alături de noi și descoperă lumea bunului gust. Bună seara, dragii mei prieteni! Astăzi n-am mai fost atât de mult în casa voastră, pentru că n-am mai fost la Mădălin la emisiune, n-am mai fost de la 9. Sunt aici la emisiunea noastră de seară, emisiune dedicată unui somn mai ușor. Un somn care să fie precedat de expunerea unor fapte bune, a unor oameni senzaționali care ocupă scaunul de merit. Și trebuia să, nu-i așa, să vă readuc aminte, pentru cei care vă uitați la emisiunea asta Meriți, că avem acea surpriză denumită de noi cu desfăț și mare răsfăț, căci vine toamna, mustul se pregătește și se degustă recoltele și aveți, v-am spus, ocazia să câștigați două vouchere pentru două persoane la evenimentul de degustare al conacului Casa Timiș, da? Pentru că acolo vom avea parte de acel desfăț și răsfăț cu must, grătar și cred că voie bună, că asta se întâmplă după must și grătar. Tot ce trebuie să faci tu, prietenul meu, este să trimiți un text cu numele emisiunii și să te înscrii în concurs. Și vineri, adică mâine, la emisiunea Între Prieteni, când va fi extragerea, vei afla și tu câștigătorul. Și câștigătorul va alege cu cine să împartă celălalt voucher și alături de cine vrea să trăiască momentul lui de degustare. Deci trimite textul Meriți la numărul de telefon cu tarif normal 0735000123 și ești înscris la concurs. Regulamentul de participare îl găsești pe pagina oficială de Facebook la Metropola TV. Mulțumim încă o dată Casa Timiș, nu-mi rămâne decât să vă urez vouă, prieteni, baftă multă și noi să ne întoarcem la emisiunea noastră de seară, de decuseară. Pentru că nu putem să încheiem această săptămână pe care o puteți urmări, știți bine, live și pe conturile de Facebook Mugur Mihrescu sau Mugur Mihrescu Meriți sau Metropola TV, Facebook. Nu putem să încheiem, cum spuneam, această săptămână decât prin a vă prezenta alte fapte normale și extraordinare în același timp, ale oamenilor normali și extraordinari. Oamenii ținuți în umbră, oamenii al căror fapte nu sunt mediatizate pentru că nu trebuie să existe exemple de meritocrație sau de omenie prea multe în țara asta. Trebuie să avem scandaluri, moțiuni de cenzură, ăla se ceartă cu ăla, se fugăresc pe scări, hai că ne înțelegem noi cu ălălalt, îl dăm pe la jos, pe urmă ne dăm iar la temelie. Pentru că asta este politica ultimilor 30 de ani și înțeleg de ce facem parte din acei 70% care nu știm ce se întâmplă, nu știm dacă să ne regăsim sau unde să ne mai regăsim. Și pentru asta sunt eu aici, v-am spus, să dau glas, să pun lumina pe faptele și oamenii care merită să fie promovați și care, pe urmă, la un moment oportun, să preia, poate, destinele și traseul acestei țări. Hai să vedem surpriza din seara asta, pentru că, așa cum am spus, nici eu, nici voi și nici chiar invitatul sau invitata nu știe materialul pe care l-am pregătit. Hai să vedem despre cine e vorba. Când ajungi să simți cât de plăcut este sentimentul de a face bine, când îți înflorește sufletul văzând bucuria din ochii înlăcrimați ai celor ajutați, nu mai poți da înapoi. Așa s-a întâmplat și cu Maria, eroina noastră de azi. În timp ce își construia o carieră în industria financiară, a descoperit și bucuria de care vă spuneam și bogăția oferite de acțiunile de voluntariat. Utilizând structura lucrului într-o corporație și beneficiind de experiența de viață oferită de voluntariat, a decis să unească cele două lumi, construind o platformă care să servească acestui scop. Crede în puterea lui noi și știe că împreună face ca lucrurile să se întâmple mai repede și spre mai binele întregii societăți.
Îndrăznește să viseze că România poate deveni o țară în care oamenii se sprijină reciproc și construiesc împreună, și vrea să contribuie activ la îndeplinirea acestui vis. A dezvoltat totul repede și bine. A construit și a participat la multe acțiuni sociale. Una dintre ele a reflectat chiar o experiență personală. Tocmai fusese anunțată că urmează să fie promovată în funcție. Tot atunci, Maria a aflat că este însărcinată și a anunțat compania despre starea sa. Ceea ce a urmat a fost un coșmar: hărțuire, mobbing, depresie. Așa a ajuns în campania Serviciu Șor. Dar sunt multe de spus și de povestit și din acest motiv o așezăm pe Maria pe scaunul de merit să aflăm totul în amănunt. Maria Duduman, îți mulțumim că existi, pentru că meriți. Da, dragilor, încheiem săptămâna dintre mării cu o mărie. Dintre Sfânta Mărie Mică, Sfânta Mărie Mare, nu puteam decât să o avem pe Maria aici lângă noi. Am văzut și eu acum materialul pe care excepționala mea echipă de producție îl pregătește pentru fiecare seară, ca noi să știm cu cine avem de-a face. Și iată că la 1,5 metri de mine, pe scaunul de merit, este Maria. Bine ai venit și mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru că m-ați invitat în seara asta aici. Maria, te-am văzut că ești un om care zâmbește și îmi place să observ oamenii. Lucrul ăsta, zâmbetul, spune multe despre un om. Vorbește în primul rând despre o fire deschisă, o fire care își dorește să fie bucuroasă și să dăruiască bucurie. E clar că viața uneori nu ne dăruiește ceea ce dorim noi să-i dăruim, dar până la urmă asta e viața. În schimb, tu ai zâmbit. De când te-am văzut, ai zâmbit. Și pe mine lucrul ăsta mă farmecă. Pentru că îmi dau seama că sufletul tău este chestia cu plus. Simt și mie cum a început frumusețea asta, nebunia asta frumoasă ta. Cred că întotdeauna am fost o fire foarte optimistă. Nu știu cum a început, cu faptul că am crescut la bunici pe dealuri și acolo puteam să alerg când vroiam eu. Unde ai în fiecare unde zi? În județul Bacău, lângă Onești. Eu acolo am petrecut primii 7 ani de viață. Și alergai pe dealuri? Alergam, fiindcă bunicii mei stăteau toată ziua pe dealuri și noi copiii stăteam cu ei și eram implicați în tot ce însemna munca câmpului și tot ce puteam să facem noi. Eu am crezut că fugeai după ei să le ceri tableta sau... Nu? Nu, din fericire nu. Din fericire nu. Erați mulți? Era gașcă mare acolo? Eram eu și sora mea. A, doar două? Da. Bunicul a fost foarte protectiv și ne-a ținut lângă el. Da. Mergeați pe dealuri, era munca câmpului, nu? Da. Mergeam pe dealuri, păzeam oile, păzeam vacile, tot ce puteam face. Eu n-am avut oi și vaci, dar păzeam cloșca cu pui, să nu vină eretele, să ia puiul. Da. O copilărie, într-adevăr, aia, în comuniune cu natura, ce poate să fie mai frumos decât om până și la limba română învățam de comuniunea om-natură. Știi? Deci există. Când stai în tălpile goale, mai ales, ai văzut că parcă îți spune pământul ăla ceva, îți spune în ureche. Și pe urmă ai făcut ce? Ce ai urmat? Ce școală ai făcut? Cum ai intrat în finanțe? Ce s-a întâmplat? Am făcut liceul Nicolae Crețulescu din București, cu profil economic. Te-ai mutat în București? Da, părinții mei erau în București. Tocmai de aceea am petrecut copilăria cu bunicii. Apoi am venit la școală în București, chiar de la început. Am făcut liceul, după aceea, în mod natural, a venit facultatea de finanțe și am ajuns să lucrez într-o instituție financiară. La bănci? Da. La bancă? Aha. Da. Dă-ne nene banii la genul ăla de... La o bancă mare, cunoscută sau? Bravo. Și ai lucrat mult acolo? 13 ani am lucrat. Wow! Da. O grămadă de timp. Bun, și timp în care am văzut că te-ai implicat în tot felul de acțiuni dintre astea
frumoase și normale de... În timpul ăsta sau după? Nu, în timpul ăsta. Am avut noroc că instituția pentru care lucram avea colaborare atunci cu United Way și prin United Way am reușit să ajung să interacționez cu multe organizații non-guvernamentale și să încep să voluntariez și să înțeleg cumva mai bine despre ce e vorba în viața asta dincolo de globul meu de cristal din bancă. Și... Efectiv, interacțiunea cu persoanele care coordonau activitatea ONG-urilor și cu, cu interacțiunea cu beneficiarii m-au transformat foarte mult. Am început să înțeleg că, practic, un om se poate hrăni cu ceva mai puțin de 10 lei pe zi, că poți avea grijă de 150-200 de copii cu mai puțin de 300.000 de euro pe an, că poți să faci atât de multe lucruri bune cu atât de puțin, încât cumva la un moment dat mi s-a rupt firul și nu mai înțelegeam dacă eu tranzacționam în fiecare zi 10 sau sute de milioane de euro, de ce mai există sărăcii în România sau de ce mai sunt efectiv copii care se duc la școală fără să aibă încălțăminte. Și apoi mi-am dat seama că de fapt e o problemă de comunicare sau e o problemă că nu ne facem suficient timp să ieșim un pic din globul nostru de cristal. Și am hotărât să creez instrumentele prin care tuturor celor care își doresc măcar să încerce să ajute, să o poată face. Și am avut noroc că cunoșteam foarte bine ce își doresc persoanele din companii, cele care aveau resurse și puteau să le ofere. Am învățat ce au nevoie ONG-urile și beneficiarii lor și am reușit să traduc aceste două limbaje astfel încât oamenii să ajungă în același loc. Adică erai interfața care punea la masă ONG-uri și corporații? Da, asta sunt acum. Asta fac acum. Asta faci și acum? Da. O, ce bine! Ce frumos! Da. Păi e minunat, pentru că mulți dintre... Și cei dintre care au, din care au stat aici pe scaunul de merit, tot asta vedeau, pentru că este clar că și corporația, fiind o entitate... bazată pe anumite structuri și interese financiare, nu poate să arunce cu banii oricum, trebuie să aibă încredere mai ales în cel care vine în fața lui, nu? Și e mult mai ușor pe urmă, de fapt, tu să capeți încredere în cel care ți se adresează și pe urmă ei deja au încredere în tine, bănuiesc corporațiile, ca să faci această legătură. Mi se pare o meserie, uite, o meserie nouă. Nu, e nomenclatorul de meserie, așa ceva? Nu știu, n-am căutat să-i dau o denumire neapărat. Cum se numește? Hai să o denumim. Conector? Meseria de conector. Da. De conector, uite. Da, poate să sune. Conector este acea meserie care face legătura între organizațiile non-guvernamentale și corporații. Care unește lumii. Lumile mele, astea sunt lumile pe care eu am ales să le unesc, tot. Da. Cu ce fel de, adică, mai ții minte așa, spune-ne și nouă, că suntem toți curioși să aflăm, cam cu ce ONG-uri ai lucrat, din ce domenii, care mergeau către ce anume? Eu lucrez acum și am fondat platforma Fă Bine. Platforma Fă Bine are 3 ani de activitate deja. E o platformă online. E o platformă online, da. Pe mediile de socializare? Și pe mediile de socializare și avem și website fabine.eu. .eu? Da. Bun. Da. Și... Dar e cu Fă sau Fabine? Cu Fabine. Fabine. .eu, da. Într-un cuvânt. Uh-huh. Fabine.eu. Ca să știe și prietenii noștri și poate cei care sunt și au stat pe scaunul de merit și... urmăresc emisiunea, să știe să ia legătura, pentru că, până la urmă, asta ne dorim cu toții, să ne punem pe aceeași barcă, odată pentru totdeauna, să nu mai fim unul colea, unul colea, că atunci e ușor să ne împuște. Știi? Da. Când ești tot ca masă și ca armată mare a binelui, mai greu să vină balaurul să te pape, că ești armată mare. Da. Deci fabine.eu. Noi am lucrat în acești 3 ani cu mai bine de 150 de organizații până acum. Wow! Da, nu? 150? Peste 150. În 3 ani? Da, foarte asta multe... Asta vine cam 50 pe an. Foarte multe dintre ele, cu foarte multe dintre ele am lucrat anul trecut, fiindcă a fost perioada COVID și a fost nevoie de ajutorul nostru și să interacționăm cu foarte multe dintre ele.
Am avut o campanie de donare de echipamente de protecție care a durat mai bine de 7 luni de zile și a însemnat încărcare și descărcare de vreo 15 tiruri de marfă trimise peste tot în țară. Da. Păi și când mai aveai timp să lucrezi și cu celelalte organizații? Adică cum îți împarți timpul? Asta este o temă pentru anul ăsta. Anul trecut nu a existat cum împart timpul, a existat trebuie să facem. Și am făcut. Mai dormeați? Da, mai și dormeam câteva ore. Da, da, a fost o perioadă într-adevăr extraordinar de aglomerată. Extraordinar de aglomerată. Și cumva cred că data viitoare o să mă întreb mai bine dacă pot să fac așa ceva sau nu, dar pentru mine a fost un an cu rezultate excepționale, adică chiar mă gândeam la sfârșitul anului trecut că dacă ar fi să se întâmple ceva și eu să nu mai pot continua fă bine, tot ce s-a întâmplat până anul trecut în decembrie a fost excepțional. Mi-am depășit așteptările, am putut să fac mai mult bine decât mi-am putut închipui vreodată și nu că am făcut eu, Doamne ferește, am făcut datorită faptului că acele organizații au avut încredere în mine, datorită faptului că acele companii au avut încredere în mine și le-am făcut împreună. Eu doar am, împreună cu colega mea, am coordonat niște activități. Deci tu ești tu și cu încă o colegă? Atât? Da. Două? Două. Doamne, păi mă, deci pe mine chestia asta, că mai, au mai venit oameni aici și tot așa, mă lasă mască pentru că eu nu înțeleg. Nu pot înțelege. Bine, eu nu sunt un tip foarte organizat de felul meu. Sunt un tip care știe să gândească, dar nu sunt în ceea ce fac neapărat să mă numești organizat. Ce nu înțelegeam eu, ca și în cazul tău, chiar crede-mă, cum naiba gestionați resursa asta numită timp? Eu nu pot înțelege. Pentru că să ai 50, 60, 70 de organizații într-un an cu care să vorbești, cu care să le pui în legătură, este time consuming să mai ai și o campanie de 7 luni de materiale și de... Cum, Doamne iartă-mă, să se poate întâmpla? Cu ajutorul Dumnezeu. Doar așa se poate ajuta. Dar, da, se poate. Tu știi că tu ai făcut chestia asta și cu colega ta. Cum o cheamă? Diana Trascu. Diana? Diana Trascu. Trascu. Diana, te salutăm dacă te uiți la emisiune și mulțumim din suflet. Eu îți mulțumesc din suflet și prietenii noștri la fel. Îți mulțumesc pentru ce faceți împreună. Dar am avut aceeași problemă cumva în momentul în care a început, să zicem, pandemia în România și noi am conștientizat că nu... Societatea nu cunoaște cumva ce fac cu adevărat ONG-urile din România, cât bine fac și care sunt practic situațiile în care ajungi, fiindcă, din păcate, ajungi să ai nevoie de ONG-uri atunci când statul nu te poate ajuta, nicio instituție a statului adică nu te poate ajuta. Adică zilnic ai nevoie de ONG-uri? Că ai, Doamne ferește, o boală rară sau gravă pentru care nu există tratament și nu există cineva care să-ți ofere o informație despre ce poți să faci în partea statului, găsești cu siguranță la ONG-uri sau ești o persoană care nu are suficiente resurse financiare și nu are cum să te susțină statul, găsești o masă caldă la o organizație non-guvernamentală. Sau este o problemă cu care de ecologie cu care țara noastră se confruntă, iarăși poate statul nu are capacitatea să o rezolve sau dintr-un motiv sau altul nu se întâmplă. Sunt ONG-uri care fac foarte mari eforturi ca lucrurile acelea să fie cumva pe agenda publică. Și cred că suntem foarte ocupați și cumva foarte agitați cu viața noastră și trăim în globurile de cristal astfel încât nu ne mai uităm ce ar putea să se întâmple diferit sau dificil în viețile noastre decât atunci când cu adevărat avem probleme. Și atunci, culmea, descoperim ONG-urile. Dar organizațiile non-guvernamentale din România fac atâta treabă și ajută atâta lume. Tu cine crezi că a stat până acum pe scaunul ăla? Am văzut. Numai oameni, unul și unul. Da. Pentru oameni care merită și care nu așteaptă laude. Da. Nu așteaptă să li se ridice statuie, să scrie presa despre ei că, guru a venit din Olimp și ne-a... Nu. Sunt oameni la fel ca tine, ca prietenii noștri, ca mine, care nu se mai regăsesc, pun mâna și zic, statul sunt eu?
Sunteți un fel de Ludovic al XIV-lea toți? Statul sunt eu? Pentru că da, statul sunteți voi. Și voi reprezentați, de fapt, comunitatea asta a noastră de români. Pentru că prin voi se duce spiritul ăsta al bunului simț mai departe. Cel puțin prin ceea ce a stat aici pe scaunul ăsta, niște persoane absolut uluitoare. Iar faptele lor, ți-am spus, nu știu cum naiba de se întâmplă că știrile încep cu morți răniți, dispăruți accidente groaznic cu explozivul talibanul și colea când avem atâta frumusețe în jur să o promovăm, o organizație a făcut mai apare o știre peste încă o lună despre ONG-urile ăștia, nu se mai satură mă ONG-urile. Dar bănuiesc că au fost și exemple ca în orice în orice domeniu și de organizații care nu au fost chiar ok și în domeniul ONG-urilor. Adică au vrut să tragă țapă unii dintre ei, categorii. Dar nu poți să generalizezi. Eu cred că 95% din ONG-uri sunt extraordinare pentru societate. Da, eu sunt convinsă. Nu am întâlnit organizația non-guvernamentală care să mă dezamăgească până acum în legătură cu ceea ce fac. Poate că sunt și norocoasă, se zice că ce emiți, aia atragi. Dar sunt întotdeauna impresionată de poveștile de viață și cum ajung oamenii aceia să se dedice cauzei lor, plecând de cele mai multe ori de la întâmplări personale și cum ajută, practic, ajung să ajute sute sau mii de oameni ulterior. Dar eu nu cred că o fac. Eu nu mă consider stat. Eu pur și simplu cred că o fac pentru mine. Că în momentul în care cred că scap de teama de a fi judecat sau de a avea cine știe ce poziție în societate sau cine știe ce standard ar trebui să respecti din perspectiva celorlalți și simți cu adevărat ce ai de făcut, este foarte ușor să faci bine. Categoric. Păi, dar asta, foarte mult se tem de chestia asta. Aoleu, ce o să zică lumea? Aoleu. Păi, oameni buni, suntem unici fiecare. Lumea, dacă zice, înseamnă că n-a înțeles acea lume care zice. Cei care contează și cei care într-adevăr ar trebui, a căror părere ar trebui să vă pese, sunt prietenii voștri, părinții și atât. Cam aici. Restul fiți voi înși vă. Adică atâta timp cât nu faci rău, eu am o singură poruncă în viață. Nu face rău. Atât. Alte porunci nu mai am, pentru că eu cred că le îngrobează cam pe toate. Știi? Și de ce să-ți pese că te judecă lumea? Dumnezeu te judecă, atât. Lumea? Nici măcar el. Ba, el te judecă. Când o să vină momentul, ne judecă pe toți, cred eu. Nu știu. Nu știu ce se întâmplă după, nu pot să lansez. Dar s-ar putea. Că ceva o fi. Nu, ar fi păcat să nu. Ce vreau să... Tot așa în material am văzut... Spune-mi ce este cu campania asta Serviciu Ușor. Ce s-a întâmplat, de fapt? Să zicem că a fost un moment oarecum mai greu în viața mea. Te rog eu frumos, fii sincer. Deci spune lucrurile pe nume. Aici eu n-am fost niciodată și nu doresc niciodată să vorbim cu perdea, să vorbim deschis la un pahar cu apă. Vorbește, spuneți ce simți ca să înțelegem și noi și prietenii noștri și să știm pentru ce luptăm și ce exemple avem în viață. Ce faci? Îți cauți cuvintele? Cred că a fost un moment pentru care mi-am dorit, peste care mi-am dorit tare mult să trec. Și cred cumva că am trecut din multe puncte de vedere. Am încercat să mi-l explic foarte mult, să zicem, dintr-o perspectivă spirituală, ca să pot să înțeleg ce s-a întâmplat acolo cumva. Da, am avut, să zicem, am avut dificultăți în momentul în care am anunțat că sunt însărcinată în acea companie. Adică ce dificultă să aibă o mamă? Adică ăsta e un motiv de bucurie pentru cineva. Da, uite, da. Am rămas să dau naștere unei vieți. Asta e... De ce am rămas? De ce suntem pe pământ? Să se termine omenirea cu noi, nu ca să ducem mai departe, să dăruim
prin copiii noștri. Și cum? Da, adică am văzut ce bullying sau ce anume... Cum poate să comporte cineva în felul ăsta? Cum pot să se comporte, nu-mi dau seama. Cert este că, da, se întâmplă. Adică, fă-mă să înțeleg, le era teamă că te pierd ca angajat sau că trebuie să-ți plătească concediul de maternitate? Adică, caut și eu așa o... Din perspectiva unuia care vede din afară, fără să judece, caut explicații cât de cât ale unui bun simț elementar, a unei logici a vieții în care trăim. De ce ar face cineva un lucru de ăsta? Că nu înțeleg. Nu mă explic nici eu, dar probabil că din momentul ăla am incomodat și ar fi fost mai bine să plec. Pe cine, Doamne iartă-mă, să incomodez o femeie gravidă care este ceva atât de frumos, e uluitor. Adică, nu știu, eu nu am cum să-mi explic lucrurile astea și să ajungă la șicane și la asta să te determine și să faci o campanie Serviciu Ușor. A fost un interviu luat de Serviciu Ușor. Serviciu Ușor a avut o campanie cu mai multe situații de bullying la locul de muncă și eu am fost doar una dintre persoanele care au împărtășit ce s-a întâmplat acolo. Nu a fost o campanie derulată de mine integral, a fost doar așa am înțeles din campanie. Așa am înțeles nu. Material. Da. Mă scuzați, prieteni, poate voi ați înțeles bine, eu n-am înțeles. Deci tu ai participat în cadrul campaniei. Da, am fost una dintre cazuri, unul dintre cazurile descrise, da. Descrise. Mm. Da, eu... O ciudățenie, eu nu-mi dau seama de ce se mai întâmplă așa ceva. Adică chiar nu pot să-mi dau seama. Dar, dacă nu ești comodă să povestești, nu povestești. That's it. Adică aici nu avem, nu forțez să caut senzaționalul și excepționalul. Uh-huh. Păstrează pentru tine ce e privat și ce vrei să vorbim și să împărtășim între prieteni, împărtășim. Da. Hai să mai vorbim de... Ce nebunii urmează? Ce crezi că... Ce ți-ai pus așa să închizi ochii, să visezi pentru următorul an în meseria ta de conector? Păi uite, acum derulăm un program de mentorat prin care profesioniști din companii oferă cunoștințe organizațiilor non-guvernamentale, persoanelor din conducerea organizațiilor non-guvernamentale și împreună construiesc anumite proiecte. Și deși cunosc faptul că în momentul în care mai multe persoane se așează la aceeași masă și își doresc să facă bine, ceva se transformă pe fețele lor. Deci, efectiv, ele devin alte persoane. Ceva se întâmplă acolo. Și ce mi-a plăcut foarte tare este că mi-am dorit foarte mult să particip la primele întâlniri. Nu pot să particip la toate, sunt 21 de organizații în proiect, avem 14 companii cu care lucrăm, sunt multe întâlniri care au loc. Și însă de fiecare dată rămân surprinsă de bucuria oamenilor care se așează acum pe Zoom să rezolve niște probleme, dar cu câtă bucurie își doresc să dăruiască. Da. Și atunci, da, pentru mine, pentru Fă Bine, dacă anul viitor reușim să aducem împreună încă cel puțin 100 de organizații cu persoane din companii care își doresc să dăruiască, ar fi un... 100 de organizații? 100, da. Una la 3 zile, așa, e targetul. Putem face programe astfel încât ele să se întâmple în paralel, nu trebuie să... Da, dar numai ca să iei legătura cu ele. Da. Și, adică... Este, ce s-a spus, eu sunt bulversat de timp. Pe mine mă bulversează resursa asta, timpul. Cum îl gestionez. Și e mare lucru să știi să gestionezi timpul. Mare lucru. Da, deci aceste, cum se numesc întâlnirile astea de mentorat, au vreo... Nu, doar întâlniri de lucru. Întâlniri de lucru. Da. Ele ce scop au? Adică ce finalitate au, că asta nu înțeleg. Învață cei din ONG de la corporație ceva? Da. Organizațiile non-guvernamentale, fiecare a propus câte un proiect pe care vor să-l finalizeze în 6 luni de zile
Și profesioniștii din companii vin cu cunoștințe pentru a implementa proiectele respective. Spre exemplu, au nevoie de derularea unei campanii de fundraising și vin cu partea de comunicare, cu sfaturi despre ce își dorește o companie când primește o anumită propunere de la un ONG. Și hai să vedem cum este structurată activitatea organizației tale ca să fie eficientă. Este eficientă sau nu? Sunt alte organizații care își doresc să digitalizeze foarte mult din activitatea lor și noi anul trecut am întâlnit foarte multe organizații care s-au mișcat impecabil, s-au adaptat imediat și au trecut foarte multe dintre, mai ales, dintre terapii în zona de online, dar au nevoie să consolideze procesul început anul trecut. Și ne-am dat seama cu toții că în momentul în care digitalizăm putem să fim foarte eficienți, să ajutăm mult mai mulți oameni. Și atunci este o întrebare constantă în zona de ONG: cum pot să eficientizez ceea ce fac mai mult astfel încât să pot ajuta și mai multă lume? Da, eficientizarea este una, digitalizarea în lucru direct cu oameni cu probleme până la un punct merge, dar până la urmă ONG-urile se adresează strict persoanei. Deci fără o interacțiune fizic-umană, nu cred că se poate totul digital, adică se duce într-o digitalizare de traia extremă. Nu zic de digitalizare extremă. Noi discutăm, dar... adică... Spre exemplu, și în momentul în care își gestionezi activitatea, ai un sistem prin care poți coordona ușor pe toți beneficiarii sau poți să vezi ușor datele lor sau poți să faci repede o analiză și o sinteză a beneficiarilor tăi ca să-ți dai seama de care sunt cele mai benefice soluții în anumite situații. Sunt multe dintre ele lipsesc. Analiza asta internă a... Și foarte multe organizații nu au instrumentele necesare implementate pentru a putea face analiza asta imediat sau a putea avea o perspectivă asupra portofoliului de beneficiari, dacă pot să-i spun așa, instant. Și la... Pentru asta trebuie să și știe cine, cel care citește acele date, să fie priceput în a interpreta datele. Adică, nu cred că... Adică, din ce mi-am dat și eu seama pe la ce oameni au venit, foarte mulți oameni simpli, cu alte joburi, în alte domenii, numai la asta nu se gândesc ei. Ei știu un singur lucru. Vor să facă bine. Vor să ajute. Și de asta cred că e foarte bine venită o treabă de asta. Uite, acum am dau seama de mentorat. Problema este să aibă și cine să aplice lucrurile alea, știi? Pentru că e greu să înveți o chestiune de asta de eficientizare. Da, e foarte multă lume foarte interesată să facă lucrurile astea. Noi avem modele de organizații, dacă ne uităm în UK, sunt la înlumină față de modul în care organizațiile din România, unele dintre organizații își gestionează activitatea și îți dai seama că dacă nu ții pasul și nu te adaptezi, practic nu poți ajuta pe măsura resurselor pe care le ai. Și atunci sunt instrumente pe care le putem învăța oarecum ușor. E adevărat, cu un pic de răbdare la început, pentru a putea forma o persoană care să poată să gândească într-un sistem diferit, dar după aceea îți îmbunătățești mult, mult de tot activitatea și nu trebuie să mai stai poate până la 12 noaptea sau 24 din 24 și poți avea și tu un program normal de 8 ore, dacă nu mai ai toate informațiile în toate sistemele și pe toate hârtiile. Wow! Ok, luăm pauză, un minut, să-mi trag sufletul și revenim, Solospot, un minut.